Vă salut, dragi prieteni, și bine ați venit la emisiunea Adolescenții. În această ocazie o să vorbim despre cum să ne descoperim talentul și alături de mine este Simona Petreacă, psiholog și psihoterapeut, și Alexandru Naie, bine ai revenit la noi. Bine, Alex, găsit. Mă bucur că ați putut să veniți în această ocazie. Vreau ca pentru început să vă citesc ceva și să povestim puțin și după să trecem la subiect. Dacă sunteți de acord cu mine, e ok? Okay. Caracterul nu este reprezentat de însușirile morale pe care ni le-a dăruit Dumnezeu. Acestea sunt talente pe care noi trebuie să le dezvoltăm și care vor forma un caracter nobil numai dacă sunt cultivate în mod corespunzător. Un om poate ține în mână semințe prețioase, dar aceste semințe nu sunt o livadă de pom fructiferi. Înainte de a deveni copac, sămânța trebuie să fie plantată. Mintea este grădina, caracterul constituie roadele. Dumnezeu ne-a dăruit însușiri pe care noi urmează să le cultivăm și să le dezvoltăm. Conduita noastră ne determină caracterul. Cultivarea acestor însușiri, astfel încât să se armonizeze și să formeze un caracter de valoare, este o lucrare pe care nimeni altcineva nu o va putea realiza în locul nostru. Deci noi trebuie să ne dăm seama singuri sau să ne ajute cineva ca să ne descoperim talentele și să le dezvoltăm, nu? Eu asta am înțeles într-un fel. Cu siguranță, noi ne naștem cu anumite aptitudini, anumite inclinații genetice, dar care trebuie susținute de mediu și de educație. Ce înseamnă mediu și educație? La ce te referi? Mediul familial, în primul rând, unde ne naștem, apoi școala, și ceea ce vom urma să facem mai departe. Știu că foarte multor adolescenți și multor tineri le trecem prin cap ideea asta că ei nu sunt buni la nimic sau că nu au niciun talent. Ți s-a întâmplat, Alex, vreodată chestia asta? Și cum ai ajuns să dai seama la ce ești talentat? La ce sunt talentat? Păi, nu știu, probabil când suntem mici, nu ne-am dat seama de fapt că nu avem talente și așa, dar începând să ne implicăm în activități, nu știu dacă neapărat de la o anumită vârstă, începem să realizăm că sunt lucruri care ne atrag și lucruri care nu ne atrag și poate treptat, făcând lucrurile respective, activitățile respective treptat, realizăm că de fapt avem înclinații și, zic așa, dezvoltăm talente în anumite direcții. Haideți să definim puțin cuvântul talent. Ce înseamnă pentru tine, Alex, cuvântul talent și după o să ne spună și doamna psiholog. Bună întrebare. Aș defini cumva ceva mai mult decât înclinație, poate o pasiune amplificată pentru o chestie, dar cum menționam și mai devreme, nu o căpătăm așa imediat, ci repetate rânduri. Îndeplinind, nu știu, poate mergând la antrenamente, dând de exemplu dintr-un sport sau poate vorbind în fața unor oameni, să zicem că dezvoltăm un talent din public speaking, asta se face în timp și cu mult exercițiu și răbdare. Simona, ce înseamnă talent? Așa cum am spus și mai devreme, talentul este acea capacitate de a-ți dezvolta aptitudinile în așa fel încât să ajungi la talent, să ajungi să-ți descoperi acel atu care există în tine. Ce să facem atunci când ne vine o întrebare de genul acesta? Cum am spus mai devreme că, uite, eu nu sunt bun la nimic sau am și eu cumva un talent? Poți să mergi să-ți testezi aptitudinile. În ziua de astăzi există teste pentru fiecare aptitudine, aptitudini cognitive, aptitudini non-cognitive, adică senzoriale, care te pot orienta spre ceea ce tu vrei să... spre ceea ce ești tu orientat și vrei să poți să atingi. Alex, la ce te consideri tu talentat? Știu că, uite, știu că faci sală, da, îți place să vorbești în public. În public, exact, ca să facem referire la un exemplu anterior, da? Da. Păi pot să spun că mă consider bun la treaba asta cu bodybuilding-ul. Am început să o las deoparte cumva perioada asta, pentru că e destul de încărcată pentru mine cu bacalaureatul și facultatea. Însă
la o chestie la care pot spune că mă descurc destul de bine. Aș putea, un meu talent e să relaționez cu oamenii. Sincerie, e o chestie care îmi place teribil de mult și pot spune că vorbind cu oamenii și așa simt chiar că trăiesc și chiar îmi place să fac asta. Știu că o să vrei să mergi la psihologie. Da, da, da. Succes! Mersi. Vreau să-mi spui cum ai ajuns tu la concluziile astea. Cum ți-ai dezvoltat talentele astea din experiența ta? Sunt la un profil real, care teoretic n-are nicio treabă cu latura asta mai umanistă a lucrurilor, dar pasiunea pentru oameni, pasiunea pentru vorbitul cu ei, pasiunea pentru, nu știu, pentru a-i asculta, a apărut mai mult din simplu fapt că am început să citesc prin clasa 10-a și treptat am văzut că îmi place cumva să deschid viziunea spre mai multe lucruri și observând că interacționând cu oamenii mă simt cel mai bine ascultându-i și făcând tot felul de astfel de lucruri, am realizat că aici, sau cam pe aici, mi-e drumul. Totuși e destul de devreme să spun că asta vreau să fac toată viața, în schimb pot să spun că am inclinație spre treaba asta. Și îți place, nu? Și îmi place. Asta ar trebui să fie important când ne alegem sau când ne descoperim un talent? Să alegem ceva ce ne place și să-l dezvoltăm? Întotdeauna fiecare are o dorință, are un vis, dar depinde la ce vârstă poți să... Ideal este în copilărie. Perioada copilăriei este mult mai ușoară în descoperirea talentului, pentru că atunci copilul ceea ce face, face instinctiv. Și face pentru că îi place și pentru că îi se pare ușor, învață repede. Dar pentru a ajunge la dezvoltarea talentului, are nevoie de susținere. De susținerea asta din partea cui trebuie să fie? Părinților, în primul rând. Și apoi chiar și a educatorilor, a învățătorilor, profesorilor și da, celor care au importanță pentru el. De ce ar fi nevoie să ne descoperim talentele astea? Care n-am putea trăi liniștiți fără ele? Descoperirea talentului îți oferă încredere, curaj, împlinire și sentimentul de apartenență. Și de, pentru că noi ca oameni avem nevoie de această apartenență, să ne simțim integrați în societate. Iar talentul îți trezește și acest sentiment de apartenență. Uite, am și eu ceva. Simt și eu că aparțin și pot să ajut societății. Alex, tu ce părere ai despre asta? De ce e nevoie să ne descoperim talentele? O întrebare din nou foarte bună, care îmi dă puțin de gândit, să fiu sincer. Aș putea spune că cumva acest talent îți dă o anumită valoare personală. În momentul când simți că ești bun la ceva, cu alte cuvinte, ca să folosim un termen mai școlăresc, când ești bun la ceva, simți că poți, simți că ai un fel de, poate un pas înainte pe lângă ceilalți. Și asta putem spune că e o motivație sau ar putea fi o motivație pentru tine să continui în direcția asta și să-ți dezvolți respectivul talent. Mi-ai spus mai devreme despre ceva cu naștere, că ne naștem cu anumite talente. Chiar ne naștem cu ele sau le descoperim pe parcurs? Ne naștem cu anumite înclinații genetice, cu anumite aptitudini pe care noi trebuie să le dezvoltăm. Aptitudinile, am spus, pot fi cognitive sau non-cognitive, adică senzoriale. La ce se referă cognitive, aptitudini cognitive? Aptitudini de învățare, de verbale, de orientare în spațiu. Și acestea sunt pentru fiecare aptitudine, există și teste ca să te poată ajuta în orientarea ta. Iar cele senzoriale, non-cognitive, sunt aptitudinile muzicale, fizice, artistice, auditive și așa mai departe. Se leagă
talentele părinților se pot transmite la copii? Adică, uite, tata a fost bun la fotbal, poate o să fiu și eu bun. Are vreo legătură? Sigur că are legătură. Și de cele mai multe ori chiar favorizează dezvoltarea unui talent. Pentru că dacă tata sau mama au avut și ei acel talent, clar și mediul în care eu cresc favorizează dezvoltarea talentului. Se leagă procesul de a te cunoaște pe tine cu descoperirea talentelor? Ce părere ai, Alex? Prin faptul că ne cunoaștem cumva și că descoperim până la urmă ce ne place și ce nu ne place, putem observa ulterior, băi, uite, având în vedere că am o atracție pentru o anumită activitate, pot să continui să o fac pentru că mi-aduce fericire interioară și simt că mă împlinește cumva sufletește. Și continui și observând că poate nu e singurul lucru la care sunt bun, poate dezvolta talent și în legătură cu o altă chestie. Toate aceste lucruri le putem face numai dacă reușim să ne cunoaștem și să descoperim ce îmi place și ce nu-mi place. Și cred că ce nu-mi place e deseori mai greu decât a afla ce îți place. Sunt de acord cu tine. Simona, poți să ne povestești puțin despre ce talente aveai tu și cum ai ajuns să fii psiholog? Adică îți trebuie unele talente ca să ajungi psiholog. Uite, Alex de aici vrea să ajungă la psihologie. Ce sfaturi ai da? În primul rând, trebuie să ai o plăcere de a... Uite, el ne-a zis mai devreme că îi place să vorbească cu oameni. Contează lucrul ăsta? Contează, sau... da. Nu contează. Să ai un interes față de oameni. Ai nevoie în prima fază de asta. Să-ți placă să și asculți. Apoi pe parcurs te vei forma și vei înțelege și ce înseamnă să empatizezi și să înțelegi și să-i ajuți. Pentru că mulți cred că a ajuta înseamnă a fi acolo, a face tu în locul celuilalt. Pe când, și cum e de fapt? Trebuie doar să-l susții și să-l ajuți să scoată din el ceea ce... și să-și găsească singur drumul. Pentru că e stilul lui, e viața lui, tu poți doar să proiectezi eventual la el și să el să nu reușească, pentru că tu nu ești el. Putem să fim talentați la lucruri care ne displac? Adică vreau să dau un exemplu scurt. Mie îmi place să joc fotbal și după ce termin un meci de fotbal și am jucat bine, mă simt satisfăcut și sunt și talentat la lucrul ăsta. Dar, nu știu, când fac altceva ce nu îmi place și chiar dacă am făcut lucrul ăla destul de bine, nu am acea satisfacție. Da, pentru că în momentul în care talentul pe care îl ai, în momentul în care îl faci acea activitate în care implică talentul, ești implicat cu totul și simți ceea ce și transmiți. De asta, în momentul în care sunt persoane care vor să-și dezvolte anumite talente, dar poate că ei nu au un talent, nu au aptitudinile necesare. Și se muncesc foarte mult, se străduiesc și reușesc să facă, să ajungă la un anumit nivel. Însă, dacă o altă persoană, muncind la fel de mult, dar care are și talentul, se va evidenția clar, pentru că va avea această capacitate de a simți. De asta și tu când joci fotbal, pentru că îți place și simți, ești implicat, ești cu totul acolo. Când faci ceva pentru că trebuie să faci, îl faci pentru că trebuie să-l faci, dar nu pentru că simți plăcere. Am vorbit puțin mai devreme despre la ce vârstă ar trebui să ne descoperim talentele sau să încercăm să ne vedem aptitudinile. E prea târziu la vârsta noastră, uite, să ne găsim. Sunt mulți
adolescenți de vârsta noastră care nu știu ce vor să facă după liceu. Ce ar trebui să facă ca să, nu știu, să-și găsească un talent și să-l pună în practică sau să-l dezvolte? Vrei să nu știu, Alex? Ce da, de ce nu? Păi, menționam și mai devreme la o întrebare anterioară pe care mi-ai adresat-o, că ar fi primul lucru să încercăm cât mai multe lucruri noi. Nu consider că e o anumită vârstă la care trebuie să descoperi un talent. Sunt persoane care se apucă de diferite activități, nu știu, 20, 22, 23, 24, nu vin persoane, dar sunt în cap, să-ți dau exemple. Așa. Și tocmai datorită faptului că încearcă, observă ca o aptitudini și inclinații și le dezvoltă. Și totodată ar fi și să descoperi să descoperi activitățile la care nu ești bun, la care nu ai inclinație, care nu-ți plac, spre care nu ai vrea să te orientezi. Și după aia, treptat, nu e o chestie care apare așa, ca să folosesc o expresie mai colocvială, nu apare așa dintr-o dată, gata, simt că am inclinație, o dezvoltăm în timp. Și consider că la orice vârstă, oricine poate să prindă drag de o de anumită activitate, da, și să dezvolte ulterior un talent din asta. Simona, ce sfaturi le-ai da adolescenților în cauza asta? Într-adevăr, nu există o anumită vârstă. Deși copilăria, cum spuneam, este mai te favorizează pentru că prinzi mai repede sau de ce? E acel instinct. De, nu faci rațional, faci instinctiv, da, ceea ce îți place. Dar la orice vârstă și un adolescent și un adult poate să-și descopere un talent. Pentru a-ți descoperi un talent, pași, ar fi să te gândești ceea ce ai vrea să fii fără a avea. Adică, ce ai vrea tu să... Am primit toată o întrebare, uite, tot legat de asta. Dacă aș avea un card cu bani limitați, ce aș face? Și se leagă puțin de lucrurile astea. Și m-am gândit așa, aș călători, m-aș plimba și cam atâta. Dar ce meserie aș putea să fac din chestia asta? Ceva de genul, vreau să zici, să ne gândim la ce am face, dacă am putea să facem orice? Nu, mă refeream la a fi fără a avea o recompensă materială. Am înțeles. Adică ceva probabil ce putea face liber fără să primești după ceva material, ceva care în prima fază gândește-te așa, da. Fără să ai o recompensă materială. Ce ai vrea tu să fii? Deci fără să ne gândim la beneficii, să ne gândim doar la ce ne place. Exact. Apoi ne putem gândi și la copilărie, ce ne doream când eram mici. Să-i întrebăm pe părinți ce inclinații și amintesc că aveam noi de când eram foarte mici. Dacă avem prieteni de încredere și ei ne pot ajuta. Dar toate acestea ar fi indicat să le facem, gândurile acestea să ni le punem în prezența și unui specialist care ne poate ajuta și ne poate orienta mult mai sigur, poate. Poți să mai spui câțiva pași să-i luăm așa pe rând? Deci, uite, cum ne descoperim talentul? Hai să-i luăm așa pe rând cumva. Deci, prima dată să încercăm... Da, să ne gândim la ceea ce am vrea să fim, fără să avem o recompensă materială neapărat. Pentru că talentul oricum îți dă o recompensă... Dă o satisfacție. O împlinire, da. Uite, să ne întreb ceva și după revenim la pașii ăștia. Și dacă găsim, uite, ce ne place și după trebuie să bem doar apă și să mâncăm pâine. Adică nu o să fim destul de... Nu, asta am zis în prima fază. Ok, asta în prima fază. Bine. Să gândim doar în prima fază ce putem fi fără să avem. Apoi, dezvoltând talentul, clar o să... Ok, o să ajungem și la partea... O să ajungem și la partea financiară, da. Okay, pentru că asta e idealul. Al doilea pas?
Vrei să-mi zici tu, Alex? Ar fi, nu știu, poate să scăpăm cumva de inhibiții, să nu ne mai gândim că X și Y ne văd făcând anumită chestie și poate râd de noi, poate ne judecă, poate au ceva de spus în plus referitor la chestia respectivă. Să încercăm să ne vedem cumva de treaba aia și să efectiv să ne rupem de ce e jur și să fim doar noi și momentul în sine și activitatea pe care o desfășurăm. După ce, uite, ne descoperim talentul, ce trebuie să facem să dezvoltăm ca să ajungem să, uite, să lucrăm, să facem ce ne place? Să câștigăm și bani. Și să câștigăm bani, că până la urmă o să ne trebuiască la un moment dat, nu putem să facem. Da, sunt persoane care au o anumită profesie, iar talentul l-au păstrat ca un hobby. Ca un hobby, da. Da, dar nu, dar nu ideal știu, este, doresc asta. Ideal este să-ți dezvolți talentul, pentru că câștigând bani din ceea ce ție îți place să faci, ce poate fi mai... Mulțumitor sufletește. Da. E posibil să fim talentați la ceva și să nu ne placă și dacă da, cum schimbăm lucrul ăsta? Adică avem cum să-l schimbăm? Nu prea există talent care să nu ne placă. Poate să nu-ți placă pentru că s-a pus o presiune asupra ta. Sau poate că metoda prin care tu ai vrut să-ți dezvolți talentul nu era cea mai potrivită. Sau poate că mentorul cu care tu vrei să ți-l dezvolți, nu puteai să relaționezi cu el. Și atunci încep să schimbi din acestea sau poți să te orientezi spre alt talent. Vrei să spui ceva, Alex? Mi s-a părut că ai vrut să... Referitor la ideea asta, aș putea spune că, așa cum amintea și doamna psiholog, e foarte greu să dezvolți un talent practic la ceva ce nu-ți place. Poate doar să fii născut, într-adevăr talentul este născut, dar în discuțiile pe care le-am avut acum în emisiune la tine, aminteam că de multe ori munca bate talentul, dar o combinație între muncă și talent cred că poate să fie bună, la mult mai bună decât doar munca. Și revenind la întrebarea ta, ai spune că să ne reorientăm, să încercăm cumva să nu ne forțăm să facem acel lucru dacă simțim că nu ne place, cu toate că avem înclinație spre, și să ne reorientăm, să ne regăsim un alt drum. Sunt adolescenți sau tineri care fac, nu știu, încearcă să ajungă, de exemplu, la o facultate, la psihologie, că am tot vorbit despre asta. Și nu e pentru ei, dar ei tot muncesc și într-un final ajung acolo. Ce recomandați să, dacă vedem că nu suntem talentați la un lucru, să renunțăm sau să încercăm altceva sau să facem nu știu ce vor părinții sau să-i mulțumim pe ei? De multe ori cei care merg să studieze psihologie, pentru că ai amintit, spun că vor să studieze psihologia, să urmeze această facultate pentru că vor să se regăsească sau au avut ei anumite traume și se gândesc că în felul ăsta le pot vindeca. Ceea ce nu este deloc adevărat. Dacă vrei să urmezi psihologia, indicat e să fii interesat în primul rând de oameni. Și asta te va ajuta și pe tine în formarea ta. Dacă simți că nu este pentru tine, dacă simți că poți să faci altceva mult mai bine, indicat e să te reorientezi. Niciodată nu este prea târziu să te reorientezi și să ai o împlinire. Există așa o expresie că... Uite, copilul ăsta e antitalent. Cât de importante sunt sau ce impact au aceste cuvinte asupra unor
adolescența unor copii? Pot fi devastatoare. Dar cine spune, cine folosește astfel de cuvinte, ori e răutăcios, ori vrea să facă rău, pentru că așa, nu, așa ceva nu se spune. Într-adevăr, sunt oameni care își aleg să-și dezvolte anumite talente care nu sunt pentru ei, dar asta nu înseamnă că trebuie să le spui că sunt antitalent. Alex, ce zici despre treaba asta? Ai pățit vreodată când ți s-a spus că nu ești bun la ceva? Da, chiar... Și uite, mi s-a spus și mie, și nu te ambiționai așa să le dovedești să că ești bun? Să demonstrezi că ești bun, că... Da. Da, dar poate de cele mai multe ori picăm noi în plasă, știi? Și mi s-a întâmplat chiar cu sportul care ție îți place destul de mult, din câte okay. am înțeles fotbalul. Da. Am fost la... Chiar nu mi-e frică să recunosc, la Steaua. O perioadă destul de scurtă de timp, undeva la 2 luni de zile. Și antrenorul a comunicat părinților mei, am aflat atunci, la puțin, la scurt timp după, că nu-l mai aduceți, că e antitalent, exact ce ai spus tu. Și fotbalul la vremea aia, pentru mine era o pasiune. Nu era un, aveam talent, nu aveam înclinație, dar era o pasiune. Și m-a durut foarte tare. Însă pentru adolescenții care urmăresc emisiunea ta, spune că dacă ei simt că ar putea progresa, dacă ei simt că totuși ar reuși cu mult muncă să depășească simplele vorbe pe care cineva le-a adresat, eu zic să își pună mâinile la urechi, nu la ochi, și să meargă pe drumul lor, pentru că e păcat să pierzi o înclinație spre ceva, numai că poate respectivă sau respectivul te-a văzut într-o zi și nu ți-a ieșit lucru X așa cum ai vrut tu sau la capacitatea la care ai fi putut tu și să continui pe drumul tău. Există vreun tânăr fără niciun talent? Voi ați văzut cumva? Că eu nu. Nu există tânăr fără talent. Poate că nu vrea să recunoască sau îi place să se victimizeze. Dar nu există. Sau poate că e prea leneș și nu vrea să muncească. Dar nu există tânăr fără talent. Vreți să vorbim puțin despre motivație, cum să ne găsim motivația ca să ajungem, ca să muncim pentru noi, cum ar veni, pentru talentul nostru, să-l dezvoltăm, să ajungem să muncim din asta, să ne câștigăm? Adică, cum ți-ai găsit tu motivația? Spune din exemplu tău. Sau a fost ceva, nu știu, v-au obligat părinții să mergeți acolo? Nu, în niciun caz. În niciun caz. Într-adevăr, în adolescență și eu am avut această întrebare, ce pot face? Și mi-am amintit că în copilărie mi se spunea că am o voce frumoasă. Dar... deși am fost înconjurată de muzică, nu am vrut să studiez pian sau muzică. Dar când, după terminarea liceului, m-am gândit totuși să încerc. Ce ați încercat? Am apelat la o profesoară de canto, care m-a ajutat. Și am reușit. Am reușit să intru. Deși nu am terminat studiile în muzică, dar m-a ajutat foarte mult în experiența mea, în dezvoltarea încrederii în mine. Mai departe... Și cum ați ajuns de la canto la psihologie? La psihologie. Mi-au plăcut oamenii, am fost interesată de oameni, dar gândul de a studia psihologie mi-a venit în urma unei dorințe de a lucra cu copiii. Hana, fetița mea, avea 2-3 ani și m-am gândit că
a lucra cu copii, în felul ăsta aș putea să o am și pe ea lângă mine. Și într-adevăr am reușit. Și nu era mai ușor dacă voiai să lucrezi cu copii, să te faci profesoară? Din câte am citit și m-am informat, am înțeles că e mult mai, psihologia e mult mai importantă și ajută mult mai mult. Doar cei de la muzică și de la arte, de la pictură, sunt talentați sau sunt și altfel de talente? Nu, talentele pot fi talent în literatură, ceea ce ar putea să însemne proză, poezie, să îți placă să scrii, în artă, și aici sunt incluse ce ai spus, pictură, muzică, sport, apoi științele exacte, matematică și tot ce este exact, și viață practică. Aici sunt incluse bucătari, frizeri și cei care cărora le plac activitățile practice. După ce ne descoperim talentul, trebuie să lucrăm doar pe treaba asta sau și să le lăsăm pe celelalte deoparte sau să continuăm și cu celelalte și să facem și lucruri ce ne place cel mai mult? Toate activitățile ne ajută în dezvoltarea talentului și în menținerea talentului. Și dezvoltarea lor. Și în dezvoltare. Deci orice faci util te va ajuta. Alex, tu ce părere ai? Când ți-ai descoperit talentul, nu știu, pentru sală, te-ai oprit la un moment dat? Nu m-am oprit, nu pot să spun că m-am oprit. În schimb, n-aș spune că dacă dormi 8 ore, să spunem, 16, trebuie să faci numai lucrul respectiv. Ar fi absurd totuși. În schimb, aș spune că trebuie să condimentăm ziua cu alte activități care, sau pentru care avem o atracție și să încercăm cumva să balansăm, într-adevăr, să practicăm un sport sau o activitate unde avem mai mult talent, mai mult, însă cumva să ne rupem la un moment dat de respectiva activitate și să încercăm și altceva ca să ieșim cumva din zona de confort și să ne ajutăm cumva să ne dezvoltăm. Haideți să facem o concluzie a emisiunii. Care ar fi lucrurile pe care trebuie să le facem pentru a ne descoperi talentul? Câte o idee și după vă mai rog să ne dați un sfat și o să terminăm. Cum am spus și mai devreme, e important să te gândești la ceea ce vrei să fii, la ceea ce ți-ai dorit, să te analizezi, să te gândești și să-ți urmezi visul, dorința și să încerci, să ai curajul să explorezi. În ziua de astăzi sunt atâtea opțiuni, sunt atâtea cursuri la care poți merge și îți poți dezvolta sau chiar descoperi un anumit talent. Alex? Să fim efectiv conștienți de tot ce se întâmplă în jurul nostru, cumva, și dacă observăm ceva ce ne-ar putea place într-un fel sau ne-ar putea ține acolo, să-i dau o încercare să vedem ce iese. Și încă o chestie, un mini sfat, să încercăm să ne scoatem chestia asta din cap, frica asta de greșeală. Cel puțin eu am trecut prin asta, poate și toți tu am și prins, da. Cred că cu toții. Și nu contează când s-a dezvoltat, cum s-a dezvoltat, dar o avem. În momentul când încercăm să găsim o chestie de genul un talent sau să găsim o chestie care ne place, trebuie să ne rupem cumva de această frică de greșeală și să încercăm. Ce sfaturi aveți pentru adolescenții care s-au uitat la noi? Să aibă curaj, să aibă încredere, să încerce, să nu se uite doar la cei care au reușit și care sunt deja în vârf, să se uite și la ei și la
potențialul lor și să nu renunțe. Alex? Sincer, să o ia treptat, să facă pas cu pas cu pas cu pas, cum amintea și doamna psiholog, cumva să urce scări, să urce trepte, să nu ne gândim neapărat că imediat o să ajungem sus. Cei care au ajuns sus poate au muncit 10 ani, 20 de ani, 30 de ani și noi care suntem niște novici, să spunem, ai respectivei activități, să ne așteptăm din prima să ajungem sus, nu. Aș spune că e un proces îndelungat și cu cât te apropii mai ușor, cu atât pasiunea dezvoltată și talentul pe care ți-l formezi, sau în momentul când îți pui în aplicare acel talent, o să ai o satisfacție mult mai mare dacă procesul în sine de dezvoltare e mai treptat și mai calculat. Deci putem să învățăm și din greșelile altora, nu trebuie să le facem doar noi. Clar. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară și sper că cei care s-au uitat la noi au avut ceva de învățat. Dragi prieteni, mă bucur că ați fost și voi alături de noi. Urmează un material făcut de colega mea Loredana Cârlan și de colegul meu Elvis și un material surpriză. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Cu mine a fost Simona Petreacă și Alexandru Naie. Sunt Dani Dărbășan. O seară frumoasă! Auzim în stânga și în dreapta întrebarea: tu la ce te pricepi extraordinar de bine? Tu ce vrei să faci când vei fi mare? Ce talente ai? Școala nu-și propune să găsească zonele cu cel mai mare potențial de dezvoltare ale tânărului. Mergi ca să te angajezi, iar acolo afli că trebuie să participi la cursuri pentru a-ți dezvolta abilitățile. Facem în general multe lucruri, precum mersul la ateliere de creație, cluburi de dezvoltare personală și multe altele. Și se întâmplă să ne punem întrebarea: eu cum îmi descoper talentele? Eu ce știu să fac? Rămâne responsabilitatea ta în conștientizarea talentelor naturale, în căutarea drumului cel mai sigur spre împlinirea în toate domeniile vieții noastre. Petrecând timpul liber, făcând ceea ce îți place, vei fi mai fericit și împlinit. Și îți crești stima de sine, vei trăi viața ta, nu altora. Cum îți descoperi tu talente? Care sunt modalitățile tale? N-am avut o modalitate. Pur și simplu s-a întâmplat, adică... Ce înseamnă pentru tine talentul? O abilitate pe care o ai și nu are neapărat toată lumea. Înseamnă că ești bun într-un domeniu anume. Cred că dacă știi ceea ce îți place, e foarte ușor să descoperi talentul. Pentru că nu asta înseamnă talent. Să știi ce îți place, să știi să privești în adâncul tău cu atenție și să duci până la capăt pasiunea ta. Cred că atunci când vrei să-ți descoperi talentul, te uiți la cineva, vezi că îți place ceva și de acolo pornește o pasiune către lucrul respectiv. Ori, nu știu, meditezi asupra talentului tău sau îl descoperi prin altcineva. Da, din punctul meu de vedere, o chestie foarte importantă pentru descoperirea talentelor ar fi, deși nu simpatizez foarte mult, rețelele sociale. Cred că e o chestie care a lipsit, nu știu, acum mai mulți ani, nu știu, în anii 90 sau... Îi ajută foarte mult acum să se facă cunoscuți, dacă vor. Și sigur, în afară de chestia asta cu rețelele sociale, care e cea mai simplă chestie din punctul meu de vedere, cred că ar fi și... nu știu, alte chestii de organizat pentru cei din art, sunt diverse chestii, nu știu, Primăria Capitală, am văzut că mai organizează, dar din punctul meu de vedere ar trebui pentru tinerele talente, să zic așa, adică sunt unii care sunt consacrați și care ar trebui să meargă pe altă direcție și cei care sunt tineri, adică sunt cei care vor să se facă cunoscuți și ar trebui numai pentru ei să se facă niște chestii de genul ăsta, în orice domeniu. Am încercat absolut orice m-am gândit eu că mi-ar plăcea și pur și simplu așa îți descoperi tot ceea ce crezi că te avantajează și ce îți place să faci și ce știi să faci cel mai bine. Exersând, da. Găsești ceva ce îți place și exersezi până când devine un talent. Cel puțin în cazul meu așa a fost cu desenul. Încerci mai multe chestii și vezi la ce te pricepi și ceea ce îți place. Uneori se întâmplă să nu te, adică se întâmplă să te pricepi la ceva ce nu-ți place. Dar na, e, până la urmă e un talent, nu ți-l alegi întotdeauna.
Adică nu cred că ți-l alegi niciodată. Bine. Da, talentul e o chestie din punctul meu de vedere cu care te naști. Bănuiesc că talentul e doar un avantaj pe care l-ai nativ. Dacă găsești ceva care să te în care să fie ajutat de talentul tău nativ, da, nu știu. Presupun că încercăm să fac cât mai multe lucruri, adică să încerc să pictez, să încerc să cânt, chiar dacă probabil de cântat nu o să fie problema, dar încercăm să fac cât mai multe lucruri pe scurt. Mă gândesc că dacă e un talent, cum ar fi să cânți, e ceva cu care te naști, dacă ne referim la voce. Nu știu. Eu personal mi-am descoperit talentul încă de când eram mic, mi-a plăcut de mic să cânt și am urmat calea asta, chiar din timpul liceului am început lecții de canto și în prezent sunt student la conservator, la canto. Din punctul meu de vedere, cea mai bună cale prin care îți poți descoperi talentul este munca intensă și determinarea și, bineînțeles, dorința de a urma acest drum. Salutare, oameni buni, salutare, Dani. Eu sunt Alin, sunt life coach și motivul pentru care mă dau jos dimineața din pat este pentru că vreau să inspir oamenii să-și atingă potențialul și să creăm astfel o lume nouă. La rugămintea lui Dani o să împărtășesc câteva gânduri despre talente și despre cum putem să ne descoperim talentul. Talentele, din punctul meu de vedere, sunt darurile cu care noi venim în această lume. Și în cazul în care te numeri printre cei norocoși și știi deja care sunt talentele tale și ți-ai format o pasiune din asta, felicitări! În cazul în care nu, hai să vedem în primul rând de ce este important să ne descoperim talentul. Din punctul meu de vedere este foarte simplu. Atunci când faci lucrul la care ești bun, ai tendința să faci foarte bine treaba asta și atunci când faci lucruri foarte bine, de cele mai multe ori aceste lucruri ne plac. Ne place să le facem. Și făcând ceea ce ne place, ne aduce satisfacție și împlinire. Și mai mult decât atât, poate că și voi ați observat, majoritatea, dacă nu chiar toți oamenii care se simt bine, care se simt împliniți, care se simt, hai să spunem, fericiți, au tendința de a-i face și pe ceilalți, de a împărtăși această fericire, împlinire și satisfacție. Și astfel, creăm o lume nouă. Ok. Cum poți să faci treaba asta? Cum poți să-ți descoperi darurile? Păi, în primul rând, primul pas este să-ți dorești. Clar, Napoleon Hill spunea în cartea lui că totul pornește cu o dorință arzătoare. Dacă ai claritate, este important. Al doilea pas este despre cercetare. Este despre cercetare internă. Îți recomand ca fiecare zi sau în fiecare zi să petreci un timp cu tine. Un timp în liniște, timp petrecut conștient, în care să te cercetezi pe tine. Să-ți pui întrebările esențiale despre viață. Cine sunt eu? Ce îmi place să fac? La ce sunt bun? Poți să începi cu 5 minute dimineața și 10 minute seara sau poți să începi cu 15 minute dimineața și 15 seara. Ține de tine și de cât de mult îți dorești să faci acest pas. După o perioadă, după ce te-ai cercetat interior, o să fie momentul acțiunii. Iar al treilea pas este despre acțiune. Caută lucruri noi, experimentează viața într-un fel diferit. Ascultă oamenii într-un fel diferit. Mergi la cursuri, încearcă sporturi noi. Cunoaște oameni noi. Rumi spunea că a descoperit faptul că toți oamenii vor muri, dar nu toți oamenii vor trăi. Al treilea pas este despre a trăi conștient. Apoi, e nevoie să ai răbdare. După un timp, mai devreme sau mai târziu, în funcție de efortul pe care îl depui, în funcție de intenția ta, vei descoperi cu siguranță unul sau mai multe din darurile pe care le ai. Iar al cincilea pas, dragă urmăritorule, dragă om, drag suflet, al cincilea pas este despre curaj. Curajul de a trăi în armonie cu darurile tale atunci când le-ai descoperit. Și este mai mult decât... Din punctul meu de vedere, asta este o responsabilitate, pentru că făcând ceea ce îți place, după cum ziceam mai devreme,
contribui la bunăstarea tuturor. Deci nu e numai despre tine, este despre ceilalți. Ok. Deci am vorbit despre de ce. De ce să-ți descoperi darurile? Pentru că astfel faci, contribui la a crea o lume nouă. Cum poți să faci asta? În primul rând să ai o dorință. Dorința este foarte importantă. În al doilea rând să te cercetezi interior, apoi să cercetezi exterior, după care să ai răbdare și la final nu uita să ai curaj. Este foarte important. Vedeți voi, în viața asta este cam așa. Fiecare dintre noi vine cu o foaie, o foaie A4, albă, proaspătă, nouă, țiplă. Și în afară de asta mai venim cu un set de culori. Fiecare dintre noi primește culori diferite. Unii vin cu mai mult roșu și verde, alții vin cu mai mult albastru și galben, se spune. Alții vin cu violet și portocaliu. Fiecare dintre aceste culori ar putea să însemne o abilitate sau daruri diferite. Tocmai de asta, pe parcursul istoriei și în prezent, avem oameni ca Yanni sau Richard Clayderman sau Pablo Picasso sau Tony Robbins sau oameni de excepție care și-au ascultat chemarea, pasiunea, darurile, și-au ascultat lumea internă și au decis să trăiască în armonie cu cine sunt ei. Deci, suflet drag, te încurajez prin acest video să te cercetezi, să treci în armonie cu cine ești tu în interior, să ai curaj să folosești darurile, pentru că cu cât le vei folosi mai mult, cu atât acestea îți vor deschide porți pe care nu poți să ți le imaginezi în acest moment. Și dacă ar fi să rămâi cu un lucru, vreau să-ți amintești că atunci când este ceva ce pornește din inimă, în viața asta totul este posibil. Mulțumesc că m-ai ascultat, salutări și până data viitoare, gânduri bune!